Trei concurenți au contestat nota obținută în urma probei susținute sâmbătă pentru cele 24 de posturi de agenți de poliție în cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Olt. Din totalul de 364 de candidați înscriși, doar 145 au rămas pentru a susține proba. Procedurile sunt în derulare, procedurile de achiziție pentru construirea podului. N-aș putea să vă dau o dată până la care vor fi instituite sau vor fi aceste restricții. Noi sperăm ca perioada de construire să fie cât mai scurtă și să scăpăm cât mai repede de aceste restricții. Între timp, degradările la pod au avansat, așa că am fost nevoiți să instituim o restricție de 7,5 tone. Proba scrisă, fiind declarați admis 23 pentru posturile vacante de agenți prin încadrare din sus. În urma reevaluării lucrărilor, Comisia a stabilit cele trei contestații. În cadrul acțiunilor organizate de polițiști în zona respectivă au fost instituite filtre, iar conducătorilor auto care nu au respectat semnificația indicatorului le-au fost aplicate sancțiuni contravenționale. Ca fiind nefondate. Astfel, clasamentul a rămas neschimbat.